articolul 39 aliniatul 1, articolul 68 aliniatul 1 și articolul 115 aliniatul 1 litera A din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare dispune. Articolul 1 aliniatul 1 se convocă Consiliul Local Buciu în ședință ordinară în data de 20 iunie 2017 pe orele 10 la sediul primăriei comunei Buciu. Ordinea de zi este următoarea. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea exercițiului bugetar al Comunei Buciu pe anul 2016, inițiator primarul Comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul 4, anul 2016, al Comunei Buciu, inițiator primarul Comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 4. Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017, inițiator primarul Comunei. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2017, inițiator primarul Comunei. 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării OAT Onești, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIM, modificarea actului constitutiv și statutului asociației, inițiator primarul Comunei. 7. Proiectul de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului OAT Buciu Mânaga, ADIS, Bacău, pentru votarea componentei Comisiei de Licitație pentru concesionarea gestiunii serviciului de operare instalații deșeuri municipale în județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 8. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2017 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, inițiator primarul Comunei. 9 diverse. Domnul președinte, mulțumesc, domnule primar. Dragii mei consilieri, dragi colegi, domnule primar, doamna secretară, domnul viceprimar. Pentru că suntem la prima ședință din 2017, permiteți-mi să vă spun un bun venit. Un an nou de desfășurare cu înțelegere perfecte, că atunci când avem înțelegere perfecte și proiectele de hotărâre vor fi aprobate în mod corespunzător. Vă doresc multă sănătate pentru acest an și, așa după cum domnul primar a prezentat ordinea de zi, se compune din 7 proiecte de hotărâre, din 8 proiecte de hotărâre, plus punctul divers. În continuare, permiteți să supunem la vot procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Abțineri? Vă mulțumesc. În realitate, deci procesul verbal a fost aprobat din ședința anterioară. Așa cum prin statul de domnul primar, proiectul numărul 1 din ordinea de zi, domnul președinte, ce aveți de spus? Supun la vot ordinea de zi din 21.3.2017. Cine este pentru? Mulțumesc, abțineri. Raportul privind înțelegerea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea exercițiului bugetar pentru anul 2016 al Comunei Buciu. Doamne și domnul consilier, proiectul de hotărâre pe care îl dezbatem astăzi se referă la aprobarea exercițiului bugetar al Comunei Buciu pentru anul 2016. Se știe că, de fapt, acest exercițiu a fost închis la data de 30 decembrie 2016, însă, conform prevederilor legale invocate și în preambulul proiectului de hotărâre, exercițiul bugetar trebuie aprobat de către Consiliul Local în ședință publică, ulterior urmând a fi publicat pe pagina de internet al instituției. Cu privire la conținutul proiectului de hotărâre, vreau să menționez că la articolul 1 am propus aprobarea execuției exercițiului bugetar pentru anul 2016, la partea de venituri este de 5.358.973,71, iar la partea de cheltuieli 5.683,61 lei. Rămâne având un excedent de 358.290,10 lei. Consider că ceea ce este cu adevărat important este faptul că am încheiat anul 2016 cu excedent și nu cu deficit. Având în vedere aceste argumente, propun aprobarea proiectului de hotărâre în formă prezentată. Am încheiat de plus, să știi, cu banii care avem în fondul de rulment. Domnul președinte, mulțumesc, domnul primar. Domnul președinte, Comisiei de Buget, trebuie să spun. Comisia de Buget a studiat proiectul de hotărâre prezentat domnul primar și
și la sfârșit se observă că este acest excedent de 300 și ceva de mii lei, care vine din trimestrul 4, se observă următorul proiect de hotărâre vine din acel fond de rulment pe care noi l-am votat în ședința trecută. Comisia de acord. Mulțumesc, domnul președinte. Dacă se înscrie cineva la cuvânt, pe mare la acestui proiect de hotărâre. Cine se înscrie la cuvânt? Nu sunt înscrie la cuvânt, vă mulțumesc. Trecem spre aprobarea acestui hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc, abțineri. Domnul primar, aveți cuvântul să ne prezentați proiectul numărul 1 din ordine de zi. 2 din ordine de zi. Raport prezidențiale a proiectului de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 4-2016 al Comunei Buciu. Doamne și domnul consilier, prezentul proiect de hotărâre se referă la aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 4-1-2016 al Comunei Buciu și privește două aspecte. Secțiunea de funcționari și secțiunea de dezvoltare. Propunerea făcută se încadrează în prevederea articolului 49 alineatul 2 și următoarea din legea numărul 270/2011, așa cum a fost modificată prin legea numărul 13/2011 pentru aprobarea ordonanței de guvern numărul 65/2010. Astfel, puteți constata care a fost planul anual, respectiv planul și pe trimestrul 4 și ce încasări s-au efectuat în acest trimestru. Sumele corespunzătoare sunt prevăzute în anexele 1 și 2 la proiectul de hotărâre. Având în vedere aceste considerente, rog analizați și dezbatere proiectul de hotărâre. Ați văzut în anexa 1 și 2 sumele încasate. Domn președinte, mulțumesc. Fără a mă repeta, exact ceea ce am spus anterior, avizul favorabil al comisiei. Mulțumesc, domnul președinte. Dacă cineva se înscrie la cuvânt, referitor la acest proiect de hotărâre. Dacă nu se înscrie nimeni, trecem spre aprobare. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Unanimitate. Proiectul de hotărâre numărul 2 a fost aprobat. Domnul primar, vă rog să ne prezentați proiectul numărul 3 din ordine de zi. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău. Doamnelor și domnilor consilieri, județul Bacău implementează la această dată din fondul POSMED proiectul sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău în baza contractului de finanțare numărul 131.826 din 11.04.2011 semnat cu Ministerul Mediului și Pădurilor. Conform prevederilor ghidului solicitantului, axa prioritară 2, post mediu, domeniul major de investiție 1, dezvoltarea sistemului integrat de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor, unul din documentele suport atașate la cererea de finanțare pentru accesarea fondurilor post mediu, a fost documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău. Aprobat prin hotărâri ale autorităților deliberative, ale unităților de administrativ, teritoriale, membre ales, inclusiv prin hotărârea numărul 212 din 22-12-2010 al Consiliului Județean Bacău. Prin documentul de poziție s-a convenit asupra unor elemente tehnice, economice și organizatorice, fiind abordată problematica gestionării deșeurilor la nivel județean. Pe parcursul implementării proiectului au apărut modificări în ceea ce privește cadrul instituțional, lucru care a determinat necesitatea actualizării datelor prevăzute în domeniul de poziție. Având în vedere cele anterior precizate și adresa comună a Consiliului Județean Bacău, unitatea de implementare a proiectului sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău și a asociației de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău, înregistrată la instituția noastră cu numărul 5451 din 19.12.2016, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău. Aici este vorba că o să umblă la niște articole de modificare a unor articolor din statut, plus numirea mea pentru semnarea actului adițional. Domnule președinte. Mulțumesc, domnule primar. Dăm cuvântul doamnei președinte Juvicii Moldoveanu pentru a expune acest cuvânt, dacă pentru de-acolo. În urma studierii proiectului de hotărâre inițial de către domnul primar, toți membrii comisiei au fost de acord cu aprobarea proiectului. Mulțumesc.
Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă cineva să scrie la cuvânt pentru discuții referitor la acest proiect de hotărâre. Dacă nu sunt înscrii, trecem spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc, abțineri, împotrivă. Unanimitate, acest proiect de hotărâre este votat. Domnule primar, vă rog să ne prezentați proiectul numărul 4 din ordine de zi. Raport privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017. Doamne și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre inițiat are ca obiect stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017. Argumentul inițierii acestui proiect de hotărâre a fost adus la cunoștință și propus prin referatul numărul 5482 din 20.12.2016, întocmit de persoana responsabilă cu impozitele și taxele și legea numărul 227 pe 2015 privind aprobarea codului fiscal cu modificările și cu modificările ulterioare. Astfel am propus ca în anul 2017 cuantumul impozitelor și taxelor locale la Comuna Bucem să fie același ca în anul 2016. Întrucât actele normative ulterioare aprobării codului fiscal în perioada 2015-2016 nu prevăd majorarea la acestor impozite, ci doar posibilitatea de a stabili cotele adiționale la impozitele și taxele locale până la 50%. În funcție de următoarele criterii economice, sociale, geografice, precum și de necesitățile bugetare locale. Sumele aprobate de Consiliul Local Bucim și care se mențin și pentru anul 2017 sunt prevăzute în anexa la hotărâre numărul 39 pe care v-am prezentat-o în copie pentru a fi analizate în această ședință. Având în vedere aceste argumente, rog să analizați și să aprobați impozitele și taxele locale pentru anul 2017. Așa că, domnilor consilieri, din nou, din 2015, să le spuneți la toți bucimenii că nu am mărit niciodată impozitele și taxele locale cu până în 20% și până în 50% niciodată. Ca să știe Comuna Bucium că încă mai pot aduce bani în comună. Și n-am mărit deloc. Noi, Consiliul Local, în nici într-un an de zile, nu am mărit cu nimic. Știți, consilierii care sunteți vechi, n-am mărit niciodată nici cu un lept. Să nu vă aud pe la corturi că s-a mărit, că plătesc mult, că Consiliul Local. Consiliul Local nu a mărit cu nimic, niciodată, din 2005 până în 2017. Domn președinte. Mulțumesc, domnule primar. Dau cuvântul domnului președinte Budeu. Comisia de Buget Finanțe apreciază acest lucru. Mă gândesc cu tine. Normal. Acest lucru este un lucru remarcabil, că încă putem să, primarul comunii poate să aducă fonduri la bugetul comunii fără a afecta bugetul persoanelor și locuitorilor comunii Bucium. Să ne rugăm să fie așa, să nu vină vreo hotărâre ceva care să ne oblige să ne întrunim. Domnule președinte, aia e altă problemă. Când se modifică de codul fiscal și se mărește, suntem obligați prin codul fiscal. Păi, aia e altă problemă. Una e codul fiscal și asta este mărirea. Dacă nu va fi nicio hotărâre, este de apreciat acest lucru, că de atâția ani în Comuna Bucium nu se modifică taxele și impozitele locale. Comisia a vins favorabil. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă sunt înscrii la cuvânt referitor la acest proiect de hotărâre. Nu sunt înscrii, vă rog să permiteți mie să fac doar câteva cuvinte referitor la acest proiect de hotărâre. Într-adevăr, un proiect de hotărâre în care ne dă mult de gândit, pentru că în acești ani taxele și impozitul nu a fost mărit în Comuna Bucium. Considerăm că cetățenii din această comună vor înțelege și așa cum au înțeles și în timpul din urmă că, într-adevăr, noi cei din comisii și din primărie, deci nu s-au mărit taxele și impozitele. Vă mulțumesc. Domn primar, aveți cuvântul pentru supunem la vot proiectul de hotărâre cine este pentru. Mulțumesc. Abțineri împotrivă. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Domn primar, vă rog să-mi prezentați proiectul raport privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la stabilirea taxei de salubritate pe anul 2017. Doamnă și domnul, proiectul de hotărâre referitor la stabilirea taxei de salubritate pentru anul 2017 a fost inițiat ca urmare a solicitării oficiale transmise de Adis Bacu, prin care ne informează cu privire
la cuantumul taxei de salubritate pentru anul 2017 la suma de 3,87 lei persoană lună. După cum știți, în luna decembrie 2015 s-a aprobat taxa de salubritate în cuantum de 3,76 lei lună persoană, fiind majorată pentru anul 2017 cu 0,011 lei, adică cu 11 bani. Întrucât facem parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău ADIS și am aprobat delegat de gestiunea serviciului de salubrizare către operatorul de câștigător al licitației organizate de ADIS, cuantumul taxei de salubritate nu este impus și trebuie să ne este impus și trebuie să îl aprobăm. Pentru aceste considerente rog analizarea proiectului de hotărâre și a documentului justificative și aprobarea acestuia în formă prezentată. După cum știți, cei mai vechi consilieri care m-au aprobat, cam în fiecare an o să crească cu 10, 11 bani, 12 bani pe persoană. Nu e o sumă mare pentru locuitori, așa că trebuie să parcurgem în fiecare an, asta trebuia de normal din decembrie. Dar mărim acum cu 11 bani. Domnule președinte, mulțumesc. Domnule privat, așa cum am invitat domnul primar, noi am votat aceste prețuri o ședință anterioară, când eram în vechea legislatură, până în anul 2020. Creșterile sunt foarte mici, minore. Și deci, foarte minore. Da, mici în comparație cu ceea ce se întâmplă la Onești, nu poate comparație de ce se discută. Vreau să menționez totuși că este, dacă unii au privit cu scepticism la început acest lucru cu ridicarea gunoiului, nu știu ce, văd că firma este o firmă serioasă, poate și datorită discuțiilor care m-au loc între domnul primar și firma respectivă. Oamenii sunt de cuvânt, vin în fiecare marți, ridică gunoaiele, e un mod civilizat. Este pentru suma respectivă 3,87, nu trebuie să fie nicio fel de problemă, pentru că, așa cum spuneam și alte dăți, civilizația costă peste tot și e normal să fie așa. Este foarte bine și cel puțin eu personal și cei din locuitorul din sectorul unde răspund, sunt mulțumiți de felul în care este prestată această activitate. Avizul comisiei este favorabil. Sunt să vă anunț că în anul 2016, din comuna Bucium, s-au colectat 600 de tone. Aproape 600 de tone de gunoi. Închipuiți-vă 600 de tone comprimate. Gândiți-vă 600 de tone desfășurate, că cred că ar fi jumate din Bucium acoperite. 600 de tone. Le-am colaborăm cu Rom Presto, le-am făcut condiții, aproape nu există uliță, să nu poată intra. Le-am făcut loc să intre cu bultul excavatorul, le-am făcut parcări unde să întoarcă. Ei numai, mai sunt, de exemplu, când o să viscolească zăpada de un metru, care când mă dovedește pe mine, nici ei nu pot intra. Dar cetățenii comunității pot să pună să lasă în container sau într-un sac de rafie și când se face vremea bună și poate intra, îl ia. Nu e nicio problemă. Dar atâta timp cât cetățenii circulă pe drumul și mașinile circulă pe drumul și ei sunt obligați să intre. Le-am făcut condiții. Domnule președinte, mulțumesc. Dacă sunt descrieri la cuvânt, în acest proiect de hotărâri, cine înscrie? Dacă nu se înscrie, trecem spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri împotrivă. Unanimitate, acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Domnule primar, vă rog să aveți cuvântul pentru următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării municipiului Onești în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, modificarea actului constitutiv și statutului acesteia. Primarul Comunei Bucium, județul Bacău. Expunere de motive. La proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării municipiului Onești în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP,
și modificarea actului constitutiv al statutului acestuia. Doamnă și domnul consilier, având în vedere solicitarea formulată de municipiul Oniști prin adresa numărul 84.356 din 22.12.2016, prin care se aduce la cunoștință faptul că în ședința Consiliului Local Onești din data de 21.12.2016 s-a aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 183 aderarea municipiului Onești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, adică și ne roagă să aprobăm prin hotărâre de Consiliu această aderare. Având în vedere faptul că comuna Bucium este membru fondator la această asociație, iar pentru primirea de noi membri este necesară aprobare de către toți membrii fondatori. Supun spre aprobarea Consiliului Local Bucium a proiectului de hotărâre privind primirea municipiului Onești în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADI. Actul constitutiv și statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău se vor modifica corespunzător. În concluzie, având în vedere importanța reglementărilor menționate mai sus, precum și pentru asigurarea conformării cu cerințele legislației naționale și europene, rog Consiliul Local să adopte proiectul de hotărâre în formă prezentată. E vorba că vor să mă adereze la asociația de la ADIB și Oneștiu. Toți după varea asta vor, așa că nici noi nu avem nimic împotrivă. Lasă să vină și ei și cred că e problema apei de la Onești. De-aia și domnule președinte. Mulțumesc, domnule primar. Comisia juridică, doamna președinte. Mulțumesc. În urmă subierii materialului, pregătite de continuat, membrii comisiei au aprobat în unanimitate proiectul de hotărâre. Mulțumesc, doamna președinte. Supunem. Dacă se mai înscrie cineva la cuvânt, are în acest lucru. Dacă nu se înscrie, trecem spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc, fracțiunea din potrivă. În unanimitate, proiectul a fost aprobat. Domnule primar, proiectul numărul 7 din ordinea de zi. Aveți un cuvânt. Am mult iar. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului vostru local Bucium în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salvezare Bacău să voteze modificarea și completarea comisiei de evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale în județul Bacău. Doamne și domnilor consilieri, prin hotărârea numărul 18 din 24.04.2014, Consiliul Local Bucium a mandatat pe domnul Cosma Fănică, primarul Comunei Bucium, să voteze în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, componentă comisiei de evaluare pentru derularea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale în județul Bacău. Astfel, în data de 07.05.2014, AGA ADIS a aprobat prin hotărârea numărul 6 membrii Comisiei de Evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale în județul Bacău. În prezent, procedura de licitație anterior menționată nu este finalizată datorită litigiilor demarate de către ofertanțe la instanțele de judecată. De asemenea, subliniem faptul că doi dintre membrii Comisiei de Evaluare desemnată de AGA ADIS și-au schimbat locurile de muncă, încetând astfel să mai reprezinte județul în cadrul acestei comisii, conform prevederea articolului 17, aliniatul 1, litera C din documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Pe aceste considerente, având la bază prevederile articolului 16, alineatul 3, litera F și G din statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, este necesară mandatarea reprezentantului AGA ADIS, respectiv domnul Cosma Fănică, ca în numele și pe seama Comunei Bucium să voteze în AGA ADIS modificările și completarea Comisiei de Evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalației de deșeuri municipale în județul Bacău. Având în vedere cele anterior precizate, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Bucium în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău să voteze modificarea și completarea comisiei de evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale în județul Bacău. Aici e vorba despre mine. M-am auto-băgat singur să semnez toate documentele și să participe la licitație. Dacă vrea altcineva, nu e nicio problemă. Se poate face propunere. Vechească pe de drumuri.
Domn președinte. Mulțumesc, domnule primar. Comisia lui este doamna președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În urma studierii materialului propus de către domnul primar, membrii comisiei au fost de acord cu proiectul de hotărâre, considerând că domnul primar este persoana cea mai potrivită pentru a reprezenta consiliul. Așa este. Mulțumesc, doamna președinte. Dacă dorește cineva să mai scrie la cuvânt, mare la acest proiect. Dacă nu se mai înscrie nimeni, trece spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri împotrivă. În majoritate, proiectul hotărârii a fost aprobat. Domnul primar, vă rog să aveți cuvântul să prezentați proiectul numărul 8 din ordinea de zi. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2017 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Doamne și domnilor consilieri, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, tot înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de salubrizare pe raza de competență a unităților administrative teritoriale, membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și dezvoltării după caz a sistemului de utilități publice aferente serviciului de bază strategic de dezvoltare a acesteia. În urma adresului ADIS Bacău numărul 4541 din 19-12-2016 și numărul 40 din 19-01-2017, care au fost înregistrate la instituția noastră, sub numărul 167 din 12-01-2017, propunerea privind adoptarea unui hotărâri privind cotizația anuală la patrimoniul asociației, aferent anul 2017. Având în vedere necesitățile financiare pentru implementarea în bune condiții a proiectului managementului întregat al deșeurilor în județul Bacău și posibilitățile de finanțare de la nivelul diverselor unități administrative teritoriale, se consideră necesar ca la patrimoniul asociației cotizația să fie stabilită în mod diferențiat după cum urmează. Pentru județul Bacău 450.000, pentru municipiul Bacău 450.000, pentru municipiul Onești 30.000, pentru municipiul Mănești și orașul Drămânești 15.000, pentru orașul Comănești, București și Târgu Ocna 10.000, pentru orașul Slănic Moldova 3.000, pentru comune cu populație sub 3.000 de locuitori 1.000 lei, pentru comune cu populație între 3.000 și 5.000 locuitori 2.000 lei, pentru comune cu populație între 5.000 și 10.000 locuitori 2.500 lei, pentru comune cu populație peste 10.000 locuitori 3.500 de lei. Menționez că potrivit statutului asociației, județul va fi beneficiarul proiectului, devenind proprietarul tuturor bunurilor realizate prin investiții în cadrul proiectului, care sunt componente a infrastructurii aferente serviciilor care deservesc mai mulți asociați. Având în vedere cele anterior menționate și rolul pe care îl are Comuna Bucima, ceea ce privește atribuțiile asociației pentru pregătirea și aprobarea strategiei de dezvoltare într-o concepție unitară, a programul de reabilitare, extindere și modernizarea sistemului de utilități publice existente, a programului de înființare a unor noi sisteme, precum și a programului de protecție a mediului conferite de legea numărul 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificări și completările ulterioare și de articolul 16 alineatul 3 litera A din statutul asociației supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației pe anul 2017 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitar pentru Salubrizare Bacău. Noi ne încadrăm la suma de 2.000 de lei. Am dat în fiecare an. N-am zis niciodată că nu. Primarul este de acord. Domn președinte. Mulțumesc, domnule primar. Domn președinte, comisie de buget. Avizul comisiei favorabil. Mulțumesc. Dacă putem scrie la cuvânt primarea acestui proiect de hotărâre. Dacă nu sunt înscriți, trecem spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri împotrivă. Unanimitate. Proiectul de hotărâre deci a fost aprobat. Trecem la următorul proiect de hotărâre. Deci, divers. Aici considerăm că fiecare a fost încheiere de an, vom avea fiecare ceva de spus. Are alt, nu e obligator. Da? Dorește cineva să spună? Dacă nu? Dacă nu dorește dumneavoastră, tot eu trebuie să spun, doar că nu mă cuminte. Așa după cum știți, domnul consilier, am avut, așa după cum a fost vremea, având viscol puternic, vreau să vă informez pe raza sectorul de activitate în care aparține, în frunte cu domnul primar, ne-am unit
forțele și am făcut pârtia necesară, întrucât elevii pot să meargă la școală. Aici înseamnă că este un lucru bun. Înseamnă că există înțelegere, colaborare, atunci când trebuie să rezolvăm câteva probleme din comun. În continuare, dragii mei, vreau să vă spun și să vă mulțumesc tuturor celor care au participat la această ședință de astăzi. Ședința nu a fost prea ușoară, deci am avut niște proiecte de hotărâri inițiate de către domnul primar și considerăm că aceste proiecte de hotărâri adoptate de dumneavoastră vor intra în rezultat. Vă mulțumesc! Să trăiți! Să dea Dumnezeu sănătate că m-ai ajutat să fac... Mulțumesc! Și în continuare, domnul primar, atunci când este nevoie, chiar știu, este un asare din parcare și parcarea goală. Dacă este necesar, vin și la Deana. Nu. Vin la Deana. Vin la Deana. Și o grăcătem de indii de ședință. Aveți voi, am închisă. Am închisă. Am închisă.